Așa, să simteți omageată, da? Da. Și uitați-vă că cineva drag, nebătare, de ce să-mi fac așa un gest frumos? Știți la cine e mine? E multe persoane, da. De ce să nu știu? Încercați! De la doar într-un lupoc. Așa, sunteți. Ca să nu vă rețin prea mult, ce trandafiri vă aparțin de voastră? Așa, și această tortă deosebită, cineva să mă ajut sau... Ce bă-ți? E de mult! Pentru dumneavoastră aveți și un mesaj pe care vă dați citire. Așa, dumneavoastră veți înțelege de ce e o surpriză. Ai mâncat? Draga noastră nașă. Te felicităm cu ocazia zilei de naștere și vrem să-ți spunem că ești cel mai important și drag om din viața noastră. Ești o ființă foarte apropiată pentru noi, cu inima bună care emană, căldură și dragoste în jur. Îți dorim mulți ani de viață, sănătate multă și multe realizări frumoase, să ai parte de tot ce e mai frumos în lumea aceasta. Să fii sănătoasă, împlinită și fericită alături de familia ta. Nașa noastră scumpă, a doua mamă, care mereu ne sfătuiește și ne învață numai de bine. Chiar dacă noi suntem departe de această zi, am hotărât să-ți facem ziua mai frumoasă, să știi că noi suntem cu gândul și inima la tine. Cu sufletul la tine, draga noastră, Ema și Matei te sărută dulce și te îmbrățișează cu drag. Ce zis frumos, doamna Larisa vine din partea Victoriei și Simon, vine din Londra. Așa. Puteți să lăsați și un mesaj. Mulțumesc frumos. Vă doresc foarte multă sănătate, putere, răbdare și să fie mereu fericiți. Vă iubesc mult și vă cuprind cu dor. Așa. Bravo! Fii! Și sigur, din partea echipei noastre, surprize, surprize, vă dorim un sincer și frumos la mulți ani, cei dragi mereu arată și în curând să vii vine acasă. Așa, acest taxi că vă aparține, îi așteptați pe fine în departare sau să vă cu cei dragi noastre să vă departe. Așa, mulți ani. Fini când ați vii, zi, pauză, ceva?